Salutare, dragilor! Astăzi vom pleca într-o nouă aventură, o destinație mult așteptată de noi. Ștefi este cu bagajele mai în față. În prima fază vom ajunge la Roma, după care mâine vom decola spre Madeira. O să vă luăm și pe voi cu noi. Abia așteptăm, de mult așteptăm această vacanță și ne doream să ajungem în destinația asta. Dar acum s-au aliniat astfel, să le spunem așa. Și abia așteptăm să ne bucurăm de această insulă și de această insulă verde. Insula eternei primăveri, cum se spune. O să vă luăm și pe voi cu noi și sper să fie o vacanță reușită. Abia așteptăm să ajungem. Vlogul ăsta o să-l începem aici, în aeroportul Otopeni, și îl vom termina la cazarea din Madeira, din Funchal. Abia mâine dimineață, de fapt, mâine dimineață ajungem, da. Abia așteptăm să ajungem la destinație. După o noapte petrecută în Roma. Acum suntem pe aeroportul Fiumicino. Da. Vom pleca spre destinația finală și vă spunem și vouă, este vorba despre Madeira. Da. Am stat o noapte, a trebuit să stăm o noapte în Roma, dar cu ocazia asta ne-am văzut și rudele, fiindcă avem aici în Roma rude, pe verii noștri, care ne-au găzduit și le mulțumim pentru lucrul ăsta, fiindcă pentru noi înseamnă foarte mult. Mai ales lui Florii, că mi-era dor de bunătățile făcute de ea. Și acum suntem în aeroport. Vă arătăm un pic. Suntem în aeroportul din Fiumicino și așteptăm să afișeze partea de îmbarcare, să știm în ce direcție să mergem. Suntem foarte nerăbdători să aterizăm, mai ales că va fi o experiență interesantă, fiindcă am auzit multe legende despre aeroportul din Madeira, că ar fi unul dintre cele mai periculoase, printre unul al doilea cel mai periculos din lume. Da, vom vedea. Acum, Ana, nu, sper că nu o să avem noi ghinion, Doamne ferește, să pățim ceva. Dar eu zic că o să fie o super experiență și abia așteptăm să vedem chestia asta. Oricum, o să mergeți și voi cu noi. O să vedeți și prin ce trecem și experiențele noastre din această minunată insulă, din ce am văzut. Să vedeți aventurile noastre. Da, bine, da, aventuri. O să fie, probabil o să fie foarte mult trekking, fiindcă asta ne doream, să descoperim natura. Chiar Madeira abundă de peisaje și de locuri. E renumită pentru păduri și trase montane. Da. O să încercăm să acoperim cât mai mult. Cum ajungem în aeroportul din Funchal, avem o mașină încheiată de la Centauro, mi s-a părut cel mai bun preț. O să luăm imediat cum aterizăm, ne așteaptă un autobuz, o să ne ducă la sediul lor, care am înțeles că nu e foarte departe de aeroport. Luăm mașina și Începem aventura. Cazarea, check-in o să-l avem undeva după ora 2, dar până atunci ne vom plimba prin Funchal sau vedem ce putem face până atunci. Ca idee, zborul care l-am prins din Fiumicino, din Roma, până în Madeira, am prins un zbor foarte ieftin. Am dat cam 19 euro de persoană pe sens, deci în total dus întors ne costă undeva la 80 și un pic de euro pe amândoi. Am luat noi locuri, fiindcă zborul durează vreo 4 ore și un pic, dar cu totul n-am sărit de 100 de euro, un preț foarte bun, zicem noi. Da, după cum vedeți, avem decât sacile, nu avem bagaj de cale, nu avem priority, dar ne descurcăm cu un rucsac, încercăm să ne adaptăm, să vedem cum e să călătorești și cu bagaje mai puține. A fost o experiență să ne sortăm bagajele și să lucrurile care le-am pus în rucsac. Să luăm strictul necesar doar. Da. Dar până la urmă zicem că am reușit.
Cam atât de aici din aeroportul din Fiumicino. O să ne așteptăm să ne vină. Ne vedem cum aterizăm în Madeira, în Funchal. Gata, și am plecat spre partea de embarcare. Avem ceva de mers. Aeroportul din Fiumicino este un aeroport foarte mare și ne îndreptăm spre poartă. Ești ok, da? Cine a dormit de doar? Hai că ne întindem mâna, ne întindem. Încercăm să țipim un avion în astea 4 ore. Avem ceva, da? Sper să treacă repede și sper să nu avem turbulențe ceva. În rest, nu-i problem. Vom vedea. Începe aventura spre Madeira. Ne îmbarcăm în avionul care ne va lăsa în insula eternei primăveri. Gata, în 10 minute decolăm. Mai avem un pic. Tocmai anunță comandantul de zbor că Madeira este senină și acum dimineața sunt 20 de grade în Madeira. Va fi o vreme super. Ce vreau să vă spun, cât noroc să ai. Bine, noroc, dar nu, despre ce e vorba. Noi ne-am luat locuri, am cumpărat locurile în avion și noi de obicei ne cumpărăm locurile la margine, pe un rând și pe celălalt. Mai mergem la toaletă, mai întindem picioarele, decât să deranjăm lumea, mai ok. E, acum cred că destinul a vrut să glumească cu noi. Ne-am cumpărat cele două locuri de la margine. Și ce să vezi? Și le avem pe toate patru. Avem patru locuri, deci am prins singur. Am prins promoția, plătești două, primești patru. Da. De ce să mai? Nu s-a întâmplat niciodată să într-un avion full, deci, ca să înțelegeți, este full avionul, toate locurile la în altă parte sunt ocupate, iar eu locul la margine și lângă mine, la mijloc și la geam, mine. Am zis că e o greșeală. Aia, da, bine, da, dacă da. Ne doream să fim și la geam cumva, dar ținând cont că sunt 4 ore, mai de 4 ore, 4 ore și un pic, zic, mamă, să stai la geam, te ia capul, știi, adică stai numai acolo, deranjezi lumea, să te duci la toaletă, să... Hai, uite că destinul, după cum observați, locul de lângă tanti este locul lui Ștefi, de lângă doamna, este locul lui Ștefi, iar astea trei locuri sunt ale mele. Am primit-o și pe ea la, în locurile mele. Da, hai să ne vedem cu bine în Madeira. Am reușit să luăm mașina pe care am închiriat-o. Hello.
Și pentru că avem check-in-ul de-abia la ora 2, am zis să profităm de timp și de vremea asta frumoasă și? Să și vedem ceva. Și am urcat aici cu mașina, Monte se numește zona, și vrem să vedem grădina botanică și telefericul de sus, dar și grădina tropicală, care e tot aici în zonă. Undeva în zonă, da. Mergem să căutăm grădina tropicală, să vedem cât costă și să vedem dacă ne place sau nu. Am fost un pic speriați când am aterizat, ploua și era norat și era urât, dar uitați-vă și voi acum ce soare și frumos s-a făcut. În spatele nostru este vederea la ocean. Da. Se vede foarte frumos. Pe aici este intrarea la teleferic. Haideți să vedem și cât e un preț. Biletul este pentru adulți 12,50 €. O singură direcție până jos la mare, până jos la ocean de fapt, și 18 € dus întors. Copiii sub 6 ani au gratuit, iar între 7 și 14 ani au 6,5 € sau 9 € pentru excursia dus întors. Da. Deci dacă vreți o plimbare cu telefericul, de aici puteți lua telefericul sau aici puteți ajunge cu el dacă îl luați de jos. Unde? A, ok. Deci totuși foarte greșit n-am venit. Da. N-am... Grădina botanică e jos. Da, ok. Deci n-am găsit grădina botanică, am găsit grădina tropicală. Sub grădina tot am găsit. Uitați ce priveliște frumoasă. Ce super. Da, cam așa se vede de sus. Stai puțin. Și undeva în partea dreaptă o să intrăm la grădină. Hai să intrăm aici la grădina tropicală. Să vedem și cât costă un bilet. Dar până atunci să... Emiratina. 15 €. Ah, și gata, am intrat în grădină. În grădina tropicală, de sus de aici, de pe munte. Așa se numește zona asta, munte. Hai să vedem ce găsim aici. V-am spus, biletul de intrare am plătit 15 € de persoană. Programul îl vedeți aici la 9:30 la 18. Am primit și o hartă. Și hai să descoperim această grădină atât de renumită. Wow, ce frumos e în jos. Aici e și o cafenea, unde cred că poți bea o cafea, te odihni. Foarte frumos locul ăsta, asta cred că e un măslin aici. Foarte, foarte frumos. Foarte mare. Da. E ceva lume. Dar nu atât de mult încât să te incomodeze. Cred că trebuie să facem pe aici, în dreapta, Ștefi. Da. Sunt foarte interesante aceste plăci de faianță, de azulejos, cum zic ei.
Aceste plăci le-am întâlnit încă de la aterizare pe aeroport și le-am văzut cam peste tot și în aici în grădină și în aeroport. Am văzut și pe stradă. Sunt foarte interesante. Iar aici jos este o apă și vom merge și noi să vedem diferișta de jos. Și am ajuns jos lângă apă. Aici am găsit niște vase foarte mari de ceramică. O mașinuță interesantă. Cu aceste mașinuțe te duc sus înapoi. Ia uite-le, drăguțele! Acum le-am văzut, am crezut că sunt statui. Acum le-am văzut că sunt vii. Ce faci, drăguțelor? Ai, ce drăguțe sunteți! Repede, drăguțe care se resfață pe acest lac. Această cascadă superbă. Super aici. E super grădina. Aici este palatul, munte, cred. L-ai văzut, Ștefi? Palatul? Oh, și are un super view. Super, super. Wow, și aici e o frumoasă grădină japoneză. Am ajuns în secțiunea grădinii japoneze. O superbitate de grădină.
foarte frumos amenajată. Exact ca grădinile japoneze pe care le-am văzut noi în Japonia. Sunt foarte bine redate aici. Cea mai frumoasă grădină care am văzut-o, îmi spun sincer, deci cea mai frumoasă grădină. E urnă, te uiți, e ceva incredibil. O paletă de culori, de plante și de... Uitați ce peisaj frumos, te duce cu gândul prin... De, la insulele, să, acelea... Bali, Filipine. Deci, cum v-am zis, este ceva foarte, foarte mișto. Deci se merită cei 15 euro dați de persoană. Ia uitați aici ce frumos se vede. De ce pe acolo? Ca să intre așa. Ce frumos curge apa pe aici. Și să intrăm în această frumoasă grădină. În finalul Buddha. Totul e la superlativ. Cea mai frumoasă grădină tropicală vizitată vreodată. Cel puțin până acum e wow, wow, wow. Să vedem și niște pești. Am ajuns într-o zonă unde sunt foarte multe păsări de flamingo. Ce drăguțe sunt! Și plimbându-ne noi prin Funcheal, ce am descoperit? Catedrala din Funcheal. Haide să intrăm să vedem cum arată înăuntru. Se Catedral du Funchal. Dar cred că este slujbă. Thank you.
Deranjăm, deoarece este o slujbă astăzi. Ne vom continua plimbarea prin Funcheal, prin centru vechi, să vedem ce mai descoperim. La plimbare prin Funcheal. Acesta e cel care a descoperit, a ajuns prima oară pe insulă, João Goncalves Zarco. Sper să nu-i fi pocit numele, scuze dacă e fi pocit numele, dar da idee. Deci ăsta a ajuns primul. Wow, ce e aici? Tot felul de flori locale. Răsaduri, semințe. Oh, ia uite, sunt fructe aici. Tot felul de fructe, Ștefi, aici.
dragilor, asta a fost prima zi din aventura noastră Madeira. În Madeira, în Funchal. Ultima zi de carnaval. Ultima zi de carnaval, da. Foarte frumos, nu? Mie unul mi-a plăcut, mi-au plăcut spectacole la ambele școli, să le zicem așa, că au fost două echipe. Da, ceva care n-am mai văzut până acum. Atmosfera a fost foarte plăcută. Atmosfera foarte frumoasă. Vă mulțumim că vă uitați la noi și că ne încurajați. Că sunteți alături de noi pe video. Ar fi drăguț dacă ați fi alături de noi și cu un coment să ne spuneți dacă v-a plăcut. Vă mulțumim și ne vedem mâine în cea de-a doua zi aici în Madeira cu noi experiențe și trăiri. Vă pupăm, pa!